Federația Sanitas Alba își prezintă mâine la Alba Iulia noua echipă de conducere și strategia din următorul mandat. De asemenea, se va face un bilanț al activității sindicale din ultimii 4 ani. La eveniment va fi prezent din partea conducerii centrale a Federației Sanitas prin vicepreședintele Marius Sepi. La întrunire au fost invitați să participe 50 de delegați din partea sindicatului, precum și reprezentanții administrației județene locale, ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate și ai Direcției de Sănătate Publică Alba. Mâine, la începând cu ora 11, Sindicatul Județean Sanitas Alba organizează conferința statutară pentru alegeri, pentru descărcarea de gestiune a echipei care a condus în ultimii 4 ani această organizație. Din punctul nostru de vedere, este cel mai important eveniment al organizației pe care o reprezint și, ba mai mult de atâta, mâine vom avea onoarea de a avea invitați printre noi toată conducerea Federației Sanitas, nouă aleasă la congresul pe care noi l-am avut și oficialitățile care reprezintă instituțiile cu care noi colaborăm, de la Prefectură, Consiliul Județean, Casa de Asigurări, Direcția de Sănătate Publică, adică oamenii cu care noi, datorită muncii noastre, colaborăm, zicem noi, bine în județul Alba. Federația Sanitas are programată mâine și o întâlnire lucrativă cu toți membrii sindicatului invitați să participe la conferința de la Alba Iulia.